Înghesuiți ca sardelele și fără aer, dar cu un scop clar, să treacă frontiera. 32 de persoane originare din Irak, Afganistan și Iran s-au ascuns în remorca unui automarfar și au încercat să plece din țară prin Bama Borș. Autocamionul era înmatriculat în Turcia și era condus de un bulgar. Pe documentele de însoțire a Murphy scria că mașina transporta role de hârtie din Bulgaria pentru o societate din Germania. Din cele 32 de persoane, 21 erau bărbați, 5 femei și 6 copii, din care unul are doar un an. Toți cetățenii erau înregistrați ca solicitanți de azil în România și au fost prinși de Poliția de Frontieră. Anchetatorii investigează acum activitatea infracțională și încearcă să identifice toate persoanele implicate.